Sănătate și bine revenit printre Matori Crypto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Blockchain-ul Tron este în creștere, dominând tranzacțiile USDT între 1 dolar și 10.000 de dolari. Solana depășește BNB, devenind a patra cea mai mare criptografie după capitalizarea pieței. Fondatorul Curve spune că DeFi este mai interesant decât își dau seama piețele. Ledger își dezvăluie cel mai recent portofel hardware pe fondul renovării liniei de produse. Irreductibil și Polygon Labs dezvoltă o mașină virtuală bazată pe Binius, fără cunoștințe pentru interoperabilitatea și securitatea blockchain. ZKVM-ul bazat pe Binius va îmbunătăți stiva actuală de rollup ZK cu testare stabilită pentru sfârșitul anului 2024. Elizabeth Warren spune că minele de Bitcoin deținute de străini din Statele Unite ar putea fi folosite pentru a spiona bazele militare și a distruge rețeaua electrică. Candidatul la președinția Americii, Robert Kennedy Jr., declară: înțeleg că mâine președintele Trump ar putea anunța planul său de a autoriza Guvernul Statelor Unite să cumpere 1 milion de Bitcoin ca activ strategic de rezervă și aplaud acest anunț. Tot Robert Kennedy Jr. spune că dacă va fi ales președinte, va semna un ordin executiv pentru ca Statele Unite să cumpere 550 de bitcoin pe zi, până când vor construi o rezervă de 4 milioane de bitcoin. Gigantul financiar SBI se pregătește pentru aprobarea ETF-urilor bitcoin. Gigantul minier de bitcoin, Marathon Digital, cumpără bitcoin în valoare de 100 de milioane de dolari și anunță o nouă strategie full hodl. Fondul de pensii din statul Michigan a cumpărat Bitcoin în valoare de 6,6 milioane de dolari. Banca Sloveniei a emis o obligațiune digitală cu termen scurt de 30 de milioane de euro pe BNP Paribas, platforma Neobonds, împreună cu Clifford Chance, ce gestionează aspectele legale, marcând prima emisie de obligațiuni digitale suverane din regiunea EMEA. BRICS anunță oficial un sistem financiar similar cu SWIFT. Quicknode sprijină acum mainnet-ul și testnet-ul de la Hedera. Rețeaua Stellar este acum live pe platforma de analiză blockchain Chainspect. Hugo Filion, cofondatorul rețelei Flare, ne anunță că în curând vom putea folosi MetaMask cu eFacets Open Beta și ar plăcea Solidify pentru a adăuga integrarea eFacets. Filipine avansează către emiterea unui CBDC mai devreme decât se anticipase. Faza de demonstrare a conceptului este de așteptat să se încheie până la sfârșitul acestui an, pregătind scena pentru o lansare mai devreme. Partenerul Ripple, SBI Holdings, anunță semnarea unui acord pentru înființarea unui joint venture cu Franklin Templeton, una dintre cele mai mari companii globale de gestionare a activelor din lume, cu puncte forte în managementul activelor digitale. XRP Healthcare anunță un parteneriat strategic cu Ace Group și Genesis Global Exhibition. Ledgerul XRP a fost listat pe DeFi Llama, cea mai mare platformă de analiză DeFi. Aproape 23 de milioane de XRP în valoare de peste 13 milioane de dolari au fost transferați din Binance într-un portofel necunoscut. Ăsta acumulează. Ripple lansează FileGer, transformarea autentificării datelor în Ledger XRP. FileGer își propune să îmbunătățească sistemele AI prin soluții avansate de date, inclusiv certificate digitale și Digital Twin Data Hub. FileGer folosește NFT-uri inteligente pentru verificarea obiectelor fizice și a datelor acestora, iar în viitor intenționează să treacă la o organizație autonomă descentralizată, DAO. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.